În timp ce zăpada se așterne pe munți în celelalte zone din țară, vremea este numai bună de ieșit afară la plimbare. În București, soarele strălucește și astăzi. Cu mai multe detalii vine însă Ștefan Petrache, meteorolog al FNews. Bună, Ștefan! Cum va fi vremea în următoarea săptămână? Să ne așteptăm la aceleași 10 grade pe care le-am avut astăzi în capitală? Bună! Vremea în următoarea săptămână va aduce, într-adevăr, valori mai ridicate, exact cum spuneai și tu, 10 grade în capitală, dar sunt și zone mai reci în România. Cele mai reci zone sunt, până la sfârșitul anului, zonele montane, bineînțeles, la peste 1300-1500 de metri, dar și zona Moldovei, în special în nordul regiunii, unde vom avea chiar și temperaturi cu minus. Temperaturile medii la nivelul țării vor varia între minus 1 și 4 grade Celsius, deci practic scad un pic față de ce am avut zilele acestea. Vântul va fi și el prezent în următoarea săptămână, în special în vestul țării și la munte, unde vântul va sufla cu viteze medii de 30-35 de km pe oră, iar la rafale poate atinge chiar și 50 de km pe oră. Referitor la anul viitor, la anul 2022, vin ninsorile în toată țara, care va fi atmosfera? Depinde foarte mult la ce zone ne referim. În mare parte din România nu va ninge odată cu noul an, dar avem și câteva excepții. Cel mai bun exemplu ar fi orașul Brașov, unde vom avea ceva precipitații între 28 decembrie și 1 ianuarie, dar vor varia în funcție de momentul zilei. Pe timp de zi vor fi sub formă de ploaie, iar pe timpul nopții există șanse destul de mari să fie sub formă de ninsoare. Această situație o regăsim în Timișoara, dar și în Iași. Și la polul opus este București, exact cum ai spus tu mai devreme, a avut temperaturi foarte ridicate zilele acestea. Lucrul ăsta se va menține și în următoarele zile, cât și în noul an, unde noul an va începe cu temperaturi de 5-6 grade.